istoria depozitului de deșeuri din comuna Țânțăreni începe în urmă cu mai bine de 35 de ani. Deși proiecția și construcția lui a fost făcută în Uniunea Sovietică, criteriile după care a fost realizat corespund standardelor impuse de legislația actuală. A fost un depozit la cel mai înalt standard proiectat pe timpurile sovietice. Asta înseamnă că, în primul rând, la baza acestui depozit este un strat izolator de 1 metru de argilă și mai sunt încă straturi izolatoare care nu permite apei murdare și al irigatului care se creează să se infiltreze în sol. Datorită membranei izolatoare, atât levigatul cât și substanțele nocive nu ajung să contamineze pământul pe care se află groapa. Cu atât mai mult, începând din 2020, în urma acordului semnat între Municipalitatea și Comuna Țânțăreni, a fost pusă în funcțiune stația de tratare a levigatului, iar prin intermediul filtrelor performante, lichidul este transformat în apă tehnică. Potrivit rezultatelor testelor chimice, aceasta poate fi utilizată și la irigare în agricultură. Aici, iată apa după ce s-a filtrat, după toate, iată apa curată, care e practic undeva la 90% curățită. Deci, această stație ne-a costat aproximativ 30 de milioane. Întreținerea acestei stații ne costă anual de la 6 până la 9 milioane de lei. Este destul de scump pentru a fi întreținută, dar este, cred că, cea mai bună soluție la etapa actuală care există pentru Republica Moldova. Aspectul poligonului din Țânțăreni a trecut printr-o schimbare vizibilă în ultimul an. Deșeurile de pe suprafața lui sunt comprimate și stratificate cu ajutorul unui compactor performant de 39 de tone. La poligon este securizat. Compactarea, am procurat un compactor ultramodern de 6 milioane de lei din Germania, Bumag, care este unicul în Republică. S-a schimbat modalitatea de depozitare. Pe straturi se aduce o cantitate de deșeuri, ulterior se pune lut și nu mai avem rost, nu mai avem vântul, nu mai duce toate aceste deșeuri pe terenurile adiacente a oamenilor. La fiecare 2 metri de deșeuri compactate se presoară acela 30 cm de pământ, pentru ca fracțiile ușoare să nu fie deplasate de pe teren și pentru ca să fie infiltrarea apei și mai puțin. O altă măsură pentru a proteja extinderea sau uzurparea gropii în caz de cutremure cu magnitudini înalte este construcția digului de apărare. Acesta se află în etapa a doua de construcție și va fi realizat până la finalul lui 2022. Iar costurile lui se ridică la 27 de milioane de lei. Эта дамба удерживающая конструкция. В связи с тем, что есть опасения, что данная дамба при землетрясении более 8 баллов может не выдержать нагрузку здесь сверхлежащего мусора, который сегодня нагрузка, высота залегания мусора у нас сегодня 38 метров, высота залегания дамбы 16 метров. И при сейсмической опасности 8 баллов дамба может не выдержать данной конструкции. Поэтому выполняется удерживающая конструкция, свайная конструкция. Глубина свай идет максимально достигает 18 метров. Colaborarea dintre Primăria Municipiului Chișinău și cea de la Țânțăreni a fost restabilită doar în momentul în care Ion Ceban a devenit primarul capitalei. La finalul lui 2019 a fost semnat un acord între cele două administrații, iar primele investiții în Țânțăreni s-au făcut pentru plantarea copacilor și repararea drumurilor din localitate. Dezvoltarea infrastructurii din Țânțăreni a continuat și în 2020, când Primăria Municipalității a contribuit cu 70 de milioane de lei la acest proiect. Pe lângă cele 70 de milioane pentru dezvoltarea comunei, în 2020 au fost transferate 13 milioane de lei pe contul primăriei și alte 10 milioane în 2021. Iar colaborarea nu se oprește aici, pentru că recent a fost semnat un nou acord, valabil pentru următorii 3 ani. La municipiul Chișinău, împreună cu Alto Solidaritate, au contractat un proiect foarte important pentru sistemul de gestionare a deșeurilor, proiectul deșeurilor din Chișinău, finanțat de BERD, BI, E5P și municipiul Chișinău. Proiectul finanțat de BERD presupune modernizarea poligonului și procurarea de noi utilaje performante care să contribuie la reducerea levigatului, dar și a costurilor pentru tratarea lui. Iar pentru a asigura transparența proiectului, au fost identificați consultanți a două companii internaționale.